Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou la un nou vlog astăzi, alături de Marița, unde a venit. Zi-mă, unde ai venit? Prieteni, am adus clipurile de la festival, unde am fost plecată, eu am numai de ăștia micuțe. Vedeți? Și stau la rând acum, să iau și eu ceva bănuț, de o înghețată. Dragi prieteni, facem și reciclare totodată, tot timpul. Am ajuns aici la tonomatul ăsta de reciclare din Strehaia. Suntem la rând, la coadă, multă lume s-a apucat de reciclare, ne bucurăm. Acolo avem un prieten în mașină și nu se dă jos. Care ne uite și pe Sara. Ea este Sara noastră, e vino Sara mai aproape. Ia zi. Salută prietenii. Zici și tu cum zice Marco. Bună prieteni. Bună prieteni. E rușinoasă. Și Sara face reciclare, are coșul la ea. Lei, al tău coșul la Sara. Sara, ea este prietena lu? David. Sa... Așa. Este Nora lui Carolina. Dar e micuță, nu o luăm acum. Dacă cresc mare. Să crească mare, la 18 ani o luăm. Da. Ia uitați ce frumos și că avem aici o păpușică Barbie. Mai nou. Ia-lea pe David. Al nostru. Ăla-l mai gras. Nu e, nu, ce spui așa, mă, Marița? Că nu e slabă. Ce vorbești așa? David, al nostru. Da, da. Nu? Nu, Marcu. Marcu, Marcu, e Marcu. Sara, ai mai fost la Carolina? Nu. Nu? Nu, vreau să mă duc el, dar... Nu... Nu era nimeni să mă ducă. Nu a avut cine să te ducă. Păi nu o sunai pe Marița. De unde s-a numărul ăsta? Păi cere-i. Ia un pic și ordii și ți-l dau eu. Și ce luați pe banii de gândetață ea? Ne ducem mai la pene și vedem ce luăm. Vă faceți cumpărături? Da. Vă luați înghețată, crede. Nu, că avem încă un gelată. Aveți. Și eu dau sticlele astea să-mi iau înghețată. Și eu vreau să-mi iau limonadă. Și cafea. Și vreau să-mi iau și două cornuri cu ciocolată. Două cornuri cu ciocolată. Ce-ți plac cornurile cu ciocolată? Da. Da? Mai mult îmi place înghețata. Știu, înghețată din aia cu pepene. Nu cu pepene, cu vanilie, cu caramel. Caramel și vanilie. Da. Mie îmi place aia cu pepene și mai iau pepene din piață și bag lângă ea. Știi ce bună e? Nu te-ai uitat la mine la, pe vlog. Ia să încerci. A, înseamnă că nu mă urmărești. Vin mâine la Carolina să-ți facă prăjituri. Vin mâine acolo la noi să-ți facem niște prăjituri, niște... Nu știu dacă este cineva să mă duc. Te luăm noi cu Duba, vrei? Unde e mama ta? Acasă. Vin mâine să te iau cu Duba? Mm-hmm. Să mergi la bunicuța noastră? Da. La Puria? Mm-hmm. La Puria. De ce zic așa? Așa îi spune. Așa vreau. Așa îi spune Puria. Și ai răbdare să stai la rând. Ei cine sunt? Ia prezinte-mi și mie pe ăsta. Ăsta unde mănâncă alune fratele meu. Ăsta e unde face muncă și ăsta e vărul meu. Ăsta e verișorul tău? Da. Cum îi cheamă? Andrei, David și Bogdan. El e Bogdan, știu eu. El e Bogdan Sârbu, bucătarul. Bucătarul. Da, să vedeți ce ciolumea de pește face. Da. Da, Sara. Da? Foarte frumos. Tot și-a uit. Pe filmarea. Pe filmarea seara. Ați pe YouTube. După aia încărcăm pe YouTube. Acum facem doar vlogul. Înțelegi? Mă întreabă cum filmez. Deci ei sunt neamurile noastre. Ia e neamul nostru. Toți sunt neamurile noastre. Marița, mai ai răbdare să stai aici? Că eu îmi vine să plec. Deja nu mai ai răbdare, mă lua și setea. Mi-e venit foame.
Mi-e miros de atâta... Stau după sticluțele astea liniște că facem 23 de lei. Mi-e venit foame de la atâta reciclare. Uite, mulți dau înapoi, noi avem toate așa cu... Bă, uite că avem pe toate. Lasă, vedem ce luăm înapoi, luăm acasă. Toate. Mai aveam un tomberon acasă, cu coșul la mare. Lasă-i acolo, că mai facem o reciclare. Mai facem de o bănuță, de o... Înghețată. Uite și Sara noastră, nepoțica noastră face reciclare. Adică și nu e rușine, Sara. Vezi? De acum, micuță. Ăla e frasul. Uite ce copii. Ce copii mici. Vezi? Băi, Marița, vezi ce bucuros sunt copiii că reciclează. Da, face bănuții. Uite ce sunt bucuroși pentru reciclare. Băi, băieți, voi ce vă luați pe sticle? Dar ai dat și lui Bogdan. Ce se amuză ei. Ce se amuză. E de mult când eram copil mic, aveam Adidas și în picior, puneam doză din aia la călcâi și aici și o trăgeam după mine. Ce vrei cu doza? S-a auzit cu sunet. Bă, o lipeam de tot cu pantoful. Să vine, nu prea așa. Nu prea sunt eu sănătos așa. Mama. Mama mea m-a născut așa, târziu. Adică m-a născut mai devreme decât trebuie, la 7 luni. Noroc cu tine că ești deșteaptă, te-a născut maica ta, Danca, cum trebuie, grasă. Te-a făcut... Te-a născut la 9 luni și 2 săptămâni. M-ai făcut ca aia, ca tine. Da, eu sunt prematur, la 7 luni m-a născut mama. Pe tine te-a născut măta la 9 luni și 2 săptămâni. Ca ea pele. Nu ai ceva cu mine. Nu am ceva, am ceva cu măta. Chiar se petrează alții că vorbești de ea mâine. Da, mă, dar să nu mai glumesc acum. Pe ce, uitați, dragi prieteni, un om la 7 luni născut cum arată, nebun. Vă place de un nebun. Ești tu un bine la spatele tău. Da. Ia filmează-mă cum sunt nebun. Hai, da, cât un beronul este. Ia, hai grijă. Hai. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit din nou pe canalul nostru Papi de la Spehaia. Astăzi, dragi prieteni, reciclăm aici și aici, colectăm bănuții de pe ce reciclare în dozele astea, cartoane ce sunt astea ce are mai aici. Avem aici o grămadă. Hai, lasă-mă, mi-a arătat așa, dar nu mi-a să învață poate de toată lumea. A, înțelegeți, măi, mami? Eu sunt un om născut la 7 luni și 3 săptămâni. Marița la 9 luni și 2 săptămâni. Ce faci? Bine. Bine? Am înțeles Albina în sticlă. Ce faceți cu Albina acolo în sticlă? O punem la vânzare. O puneți acolo? O reciclăm cu tot cu ea. Tot cu ea. Ia uzi ce simpatii sunt copiii aceștia. Cum ce părere aveți, prieteni, de seara? De seara, și acesta este noastră. Drăguț. E drăgușel. Ia uite-te la mine. O vorbește și tu cu prietenii mei. Salut! De ce ochi are? Ia uite-te, papi, ce ochi frumos are. Verzi! E frumos, foc. Și Sara. Filmează-mă aici să spun cum m-am născut. Hai, auziți aici o poveste la papi. Dragi prieteni, eu m-am născut de dimineață la ora 10:35. M-a născut mama la 7 luni și 2 săptămâni. Să uite, Sara, la tine. M-a adus barza și ziceți, prieteni. Eu sunt tare dus cu capul, cu memoria și nu mă duc decât să fac filmulețe de astea cu reciclare. Să uită Sara. Ce rege? Păi ea întreabă Sara, el știe când l-a făcut mama lui, că nu știe, era mic. Eu eram mare, mama m-a făcut așa, exact mare. Exact, așa gras cum ești nu acum. Nu eram gras, era mai slab. Acum arăs cât tomberonul ăla de acolo. Da, tomberonul ăla e mic pe lângă mine, ce vorbești tu de mine? Ai loc să te bag în tomberon. Nu cred că fur tomberonul ăla și fac baie în el, din el. Poți să-l bag plăși. Hai mă, papi, ce zici, mai așteptăm mult. Așteptăm mult aici la rând. Așa sunt o grămadă aici. Bani, să stăm da. După bănuții ăștia, mai mult de 23 de lei nu e. Trebuie să aștept după bani, 5. Nu de pe vizări așa luați aiurea. Bani din muncă. Da, stai să, bă, papi, cum l-am făcut muncă?
cât m-am chinuit eu de le-am strâns de jos. Hai să zicem așa, cu banii de pe vizări și cu banii de pe dozele și sticlele care ne-am ciclat, ne luăm un por la iarnă, mă, Marița. Serios? Da, mă. Câte doze adunăm noi pe aia iarnă? Și iei porcul. Odată strângem boruri multe, multe, că să ne trezim cu ele la casă să zică, nu mai sunt valabile. Așa e. Deja unele au mai dat înapoi. Prieteni, noi suntem... Eu muri de sete, știi ce mi-au un bax de apă minerală? Da, băieți. Uite, cu colpina în sticle. Nu mai o băgă așa, nu mai prinde ele, că nu-i bine. Nu-i bine, aia n-am mai scăuat o vlogă. David Usoara. Sara, ce zici? Ce? Ce nu-ți place? Mie îmi place să bag albinele așa. Hai, așteptăm la coadă. Ai zis să fac gogoș. Mai bine era gunoi. Te strângi gunoaie. Mai mult spa în gunoaie. Ce aveți pe așa bani ca bătii? Da, mă. Na, aici câte milioane de euro stau aici în gunoaie. Hai da, veni ca Sara. Hai da, hai Sara, veniți încă. Hai da. Uite ce soră frumușică are. Hai da. Sarina e cu minte. Cea mai cu minte fată. Ce-ți făcuși, mă, papi? Vezi, ghilion, nu-ți venirăm și noi, nu mai merge ăla. Hai cu ele la Timișoara. Da, le strângem și le ducem la Timișoara. Da. Uite că vine băiat. Da, e. O să iau după el și vine. Prin căjimele, mama, cine am acolo. Da, prieteni, avem coadă mai rău ca la pâine. Zii, ce ți-ai? Mi-am dulciuri. Dulciuri? Așa că s-a părerică de aici și Marița, ia să ține ghinionul de tine, tu ești da, un ghinion. Da, unde mă duc eu să strică tot. Păi poză, ia e de bine. Îi faci un loc. Strică și aparatul pe TikTok. Acum. Tu a pus-o pe TikTok pe YouTube. Da. Ea e Sara, cea frumușică. Ți-am zis să nu mă iei astăzi de acasă. A zis de acasă, nu merg să ducem sticlele. Acum, uite, s-a făcut coadă mai rău ca la pâine. A, s-a deblocat. Să vedem dacă reușim în 30 de minute. Dacă nu reușim în 30 de minute, plecăm acasă. Ia uite, și copiii reciclează în România. Puneți taxa mai mare pe sticlă. Puneți-o 2 lei. Ca să reciclează mai multă lume. Eu acum dacă văd o sticlă pe autostradă, opresc după aia la 200 la oră. Da, da. Dacă e una 100 de lei, dacă ești 200 la oră, mă arunc din mașină. Din mașină, după sticle. Da. Auziți, dragi prieteni, ridicați taxa, că copiii se aruncă după sticle din mașină. Pe geam? Pe geam. Glumim, dragi prieteni. Ia uitați câte avem aici la curul mașinii, peste tot. Deci, dragi prieteni, spre aia a dat invazia de reciclare peste ea. Prieteni, eu atâta cu acest vlog vă încheie aici. Vă pup cu drag, nu mai pot să țin telefonul ăsta în mână. M-am săturat de oră, îl țin aici în mână. Chiar dacă aveți 15 minute, eu am pus pe pauză. V-am lăsat. Дети в шоу.